Bună ziua, dragi copii, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor și astăzi vă voi explica volumele și capacitățile pulmonare. Ventilația pulmonară este procesul prin care se realizează circulația alternativă a aerului între mediul ambient și alveolele pulmonare, antrenând astfel pătrunderea aerului bogat în oxigen către alveole și eliminarea dioxidului de carbon către exterior. În cursul mișcărilor ventilatorii, pătrund și ies din plămâni cantități de aer a căror mărime este în funcție de talia persoanei, de vârstă, de sex sau de postură și a căror măsurare poate aduce informații asupra integrității sistemului respirator și asupra stării de sănătate a organismului nostru. Evaluarea volumelor pulmonare se face prin spirometrie. Deosebim patru volume respiratorii. Volumul curent reprezintă volumul de aer care pătrunde în plămâni și apoi iese în cursul unei inspirații și a unei expirații de repaus. Valoarea medie a volumului curent la persoanele adulte este de aproximativ 500 ml. Volumul inspirator de rezervă reprezintă volumul maxim de aer ce poate fi inspirat la sfârșitul unei inspirații de repaus. Are o valoare medie la adult de aproximativ 1500 ml. Volumul expirator de rezervă este volumul maxim de aer ce poate fi expirat la sfârșitul unei expirații de repaus. Are o valoare medie de aproximativ 1500 ml. Volumul rezidual este volumul de aer care rămâne în plămâni chiar și după o expirație forțată. Are o valoare medie de aproximativ 1500 ml la adult și nu se poate măsura prin spirometrie. Volumul rezidual se poate măsura folosind tehnici speciale. Capacitățile pulmonare se obțin prin însumarea volumelor pulmonare. Capacitatea vitală reprezintă volumul de aer ce poate fi scos din plămâni printr-o expirație forțată ce urmează unei inspirații forțate. Capacitatea vitală este egală cu suma a trei volume pulmonare, și anume volum curent, volum inspirator de rezervă și volum expirator de rezervă. Considerând valorile medii ale unui adult, și anume 500 de mililitri pentru volumul curent, 1500 de ml pentru volumul inspirator de rezervă și 1500 de ml pentru volumul expirator de rezervă, obținem pentru capacitatea vitală o valoare de aproximativ 3500 de ml. Capacitatea pulmonară totală reprezintă volumul de aer cuprins în plămâni la sfârșitul unei inspirații forțate, însumând toate volumele pulmonare menționate. Spunem că această capacitate este formată din capacitatea vitală formată din primele trei volume pulmonare, la care adăugăm și volumul rezidual. Capacitatea vitală este de aproximativ 3500 de ml, volumul rezidual de 1500 ml și atunci capacitatea pulmonară totală va avea o valoare de 5000 de ml. Valoarea capacității pulmonare totale variază în funcție de talie, vârstă sau sex. Iată, putem observa aspectul unei înregistrări spirografice. Avem cele patru volume respiratorii, 500 de ml volumul curent, 1500 de ml volumul inspirator de rezervă, 1500 de ml volumul expirator de rezervă și 1500 de ml volumul rezidual. Volumul curent reprezintă volumul de aer inspirat și expirat printr-o respirație normală. Dacă după o inspirație normală facem o inspirație forțată, vom putea introduce suplimentar un volum de aer în plămân, volum care reprezintă volumul inspirator de rezervă.
După o expirație normală, putem face o expirație forțată și atunci vom scoate din plămân un volum suplimentar de aer peste volumul curent, volum care reprezintă volumul expirator de rezervă. Chiar și după o expirație forțată, în plămân rămâne aer. Acest volum reprezintă volumul rezidual. Capacitățile pulmonare reprezintă sume de volume și avem capacitatea vitală, suma dintre volumul curent, volumul inspirator de rezervă și volumul expirator de rezervă și capacitatea pulmonară totală, suma celor patru volume pulmonare și anume cele trei volume pulmonare care alcătuiesc capacitatea vitală, la care adăugăm și volumul rezidual. După cum am menționat, măsurarea volumelor respiratorii aduce informații importante asupra stării de sănătate. Ce poți face să-ți păstrezi sistemul respirator sănătos? Îți poți menține sistemul respirator sănătos evitând tutunul, poluarea aerului și tratându-ți astmul dacă îl ai. În plus, evită infecțiile respiratorii, fă sport regulat și menține-ți o greutate normală.